Ce genul la care mă voi referi în aceste discursuri, dar am evidențiat un pic elementul de, sau componentă de globalizare, unul din această multitudine enormă de factori, și mă voi referi aici la unele evoluții economice specifice Republicii Moldova în context european și în context regional, de ce nu, și care au un impact direct asupra ceea ce înseamnă competitivitate. Desigur că tema acestui discurs a fost anunțată în termen de competitivitatea Republicii Moldova. Era și turist, sfârșit să mă refer un pic la prezența Republicii Moldova într-un important clasament internațional al competitivității statelor lumii, ce e elaborat de Forumul Economic Mondial. De ce fac această referință? În măsura în care instituția pe care o reprezint, Academia de Studii Economice, și eu personal suntem partenerii Forumului Economic Mondial în elaborarea acestui raport al competitivității globale, pentru a scoate în evidență anumiți factori de influență și care sunt rezervele pe care ar trebui să le valorificăm pentru ca competitivitatea Republicii Moldova să devină una mai apreciată în lume și să genereze efecte mai bune pentru cetățenii acestei țări. La sfârșit am formulat câteva concluzii, doar câteva la număr, în măsura în care ele pot fi foarte multe pe orice domeniu, factori care constituie competitivitatea. Sunt câteva la care le-am găsit de cuvinte că ar fi bine să mă le prezint la sfârșit de discurs. Poate unele dintre ele ar putea să fie auzite ori noi, cei care suntem implicați în cercetare. Suntem datori să generăm informații prin ceea ce facem noi, urmând ca aceste informații să fie auzite de către cei care pot lua așa anumite decizii. Vreau să cred că așa, precum s-a discutat în discursul dumneavoastră inițial despre faptul că a fost solicitat și de la decidenți cu referință la discuțiile care au avut loc în această sală pe alte subiecte, posibil că ar putea să trezească interes și ceea ce vom discuta noi astăzi aici. Și nu este inclus în tematică, ca să nu ieșim din contextul general, dacă vom reuși și o să-mi permiteți, domnule președinte, poate la sfârșit voi face așa o mică referință la ceea despre ce se vorbește astăzi foarte mult în toată lumea, mă refer la această pandemie de coronavirus și care ar putea să fie unele efecte sau care ar putea să fie impactul asupra utilarii noastre sunt aici. Care ar putea să fie impactul pentru economia privită la nivel mondial sau economia Republicii Moldova și unele sugestii, chiar dacă acest subiect este discutat pe larg în toată lumea, Republica Moldova nu este o excepție, dar încă mai continuă să prezinte interes. Bine, începem să realizăm această structură la care m-a referit un pic mai sus și încep pentru început să vă zic că subiectul competitivității este unul cu adevărat actual și foarte important în măsura în care atât creșterea economică durabilă pe care și-o dorește toată lumea, cât și bunăstarea populației depinde în mare măsură de dezvoltarea competitivității la general sau cele economice în particular, în contextul acelor schimbări care au loc continuu în întreaga lume. Mă refer la globalizare, crize economice, financiare, periodice care apar în lume, actuala pandemie de coronavirus, integrare regională, integrare internațională și de alt gen, care pot să provoace atât unele primejdii sau riscuri pentru competitivitatea privită la nivel național, dar uneori, de ce nu, și unele oportunități care ar fi bine să fie valorificate, inclusiv și de către Republica Moldova. Apropo, aici trebuie să menționăm faptul că statele mici cu o economie un pic mai fragilă, precum este cea a Republicii Moldova, într-o măsură mult mai mare sunt influențate de aceste provocări care apar la nivel internațional. Acest subiect care ține de competitivitate devine actualmente foarte important nu doar pentru Republica Moldova, este important pentru toate statele lumii, indiferent de faptul că sunt state mari, state puternice economic sau sunt state mai mici, pentru toate prezintă interes acel subiect, doar că există și unele deosebiri. Astfel, dacă statele dezvoltate din punct de vedere economic
și care au atins un nivel înalt de competitivitate sunt nevoite să urmărească aceste tendințe, schimbări care au loc în economia globală, având drept motiv să introducă corectări în măsurile întreprinse în vederea menținerii sau dezvoltării competitivității acestor state. Atunci Republica Moldova, ca un stat și alte state intrate mai recent pe piața mondială, cu economii mai mici, trebuie să, și cu rezerve mari în termeni de competitivitate, trebuie să urmărească aceste fenomene în scopul găsirii modalităților celor mai adecvate de dezvoltare a competitivității proprii. În acest context, desigur că prezintă un interes foarte mare efectuarea unor evaluări periodice a avantajelor și dezavantajelor competitive pentru statele lumii, monitorizarea modificărilor care intervin în cadrul factorilor de asigurare și dezvoltare a competitivității, înaintarea unor propuneri care pot să prezinte interes în acest context și altele de acest gen. Bine, haideți să vedem de ce statele lumii au nevoie de competitivitate, ceea ce discutăm astăzi. Într-o abordare mai mult economică, putem să spunem că statele lumii au nevoie de competitivitate, poate în primul rând pentru a avea succes în tot genul de competiții. Și nu în ultimul rând în competiția foarte dură care are loc la nivel mondial pentru extinderea prezenței acestor state și a întreprinderilor din cadrul acestor state pe piețele mondiale. Pentru a avea succes în această competiție. Dar firește, nu putem vorbi despre a fi competitiv pe piețele externe pe care dorim să pătrundem fără a fi competitiv la noi acasă. Deci, vorbind despre competitivitate, o abordăm atât la nivel național, cât și mărimea sau valoarea acestea privite în afara statului de origine. Ce înseamnă competiția dintre state, la care ne-am referit mai sus că statele au nevoie de competitivitate pentru a avea succes în aceste competiții? Noi de regulă ne referim la produse, servicii, alte lucruri. Ea este mult mai largă și trebuie să fie abordată într-un context mult mai larg. Ori competiția între statele lumii are loc la nivel de legislație acestora, măsura în care stimulează afacerile, creează un climat favorabil dezvoltării afacerilor, protecția întreprinderilor, protejarea consumatorilor, atragerea de investiții, de orice gen, deschiderea, lichidarea unei întreprinderi. Statele lumii concurează între ei la nivel de proceduri administrative, în ce măsură susțin aceste evoluții economice. În ce măsură sunt birocratizate, prezintă impedimente pentru dezvoltarea economică a statelor. Competiția între tot genul de sisteme specifice unui stat, sistemul fiscal, sistemul monetar, sistemele financiare, sistemele comerciale, sistemele educaționale, sistemele sociale, sistemele ecologice, sistemele judecătoriești, politice și o mulțime altele. Astea sunt domeniile în care statele lumii intră în competiție la nivel mondial. Firește, atunci când vorbim despre competitivitate, există și se aplică o mulțime de indicatori economici mult mai concreți care permit să evaluăm măsura în care statele lumii au sau nu au avantaje competitive în contextul acestor evoluții la care ne-am referit un pic mai sus. Bine, nu este o noțiune absolut nouă, ideea de competitivitate este una destul de veche, vorbim foarte mult despre state pe care le considerăm a fi competitive, altele care le considerăm a fi mai puțin competitive. Experiența acumulată în domeniu demonstrează care sunt statele care de regulă au o poziție competitivă mai bună la nivel global. Păi au o poziție mai bună la nivel global, în primul rând, statele care au o economie deschisă, au economie de piață funcțională. Statele pentru care sunt specifice prețurile libere, asta nu înseamnă că statul nu poate să intervină, inclusiv în termeni de reglementări ale prețului. Da, totul trebuie să fie cu măsură. Statele care au taxe vamale mici, care determină în mare măsură deschiderea unei economii. Statele care susțin dezvoltarea concurenței pe piața internă. Concurența înseamnă progres, lipsa de concurență înseamnă stagnare.
statele în care predomină proprietatea privată și această proprietate nu doar predomină, dar este și una protejată prin lege și este protejată efectiv. Statele cu un sistem fiscal bine administrat și bine transparent, în care cei care își aduc contribuția lor la formarea acestor bugete trebuie să știe pentru ce sunt folosite. Serviciile publice sunt de calitate. Lipsa corupției nu le-am ordonat într-un fel, într-o ordine de creștere lor ca și valoare. Nu, desigur, ei sunt așa absolut aleator. Un sistem politic care să fie și el unul democratic și să fie acceptată și concurența liberă, inclusiv pe, în acest sistem politic. Și ce este foarte important, ca aceste legi despre care am vorbit un pic mai sus, să fie și respectate, nu doar bine chipzuite, bine elaborate, dar și bine respectate de către toți agenții economici din statul respectiv și populația la fel. Îmi permit aici să fac o mică relaxare pentru a înainta o definiție care mi-a părțit într-o măsură mai mare mie personal și zic, competitive sunt statele în care dorești să te naști, dorești să crești în acest stat, dorești să te educi, dorești să mergi la facultate, dorești să lucrezi, dorești să se dezvolți o afacere, dorești să fie angajat în acest stat și să pleci în afară lui. Astea sunt, până la urmă, statele care pot fi considerate a fi competitive în măsura în care întreaga activitate umană trebuie să fie organizată în favoarea oamenilor. Dacă nu prezintă valoare pentru oameni, valoarea acestora este una foarte, foarte limitată. Asta este Carta Republicii Moldova, dar am prezentat-o când vă zice că Republica Moldova de vreo 30 de ani balansează între est și vest și nu știe încotro să o apuce. Și aceste schimbări sunt destul de radicale în mod deosebit atunci când se schimbă guvernările. Ceea ce nu este specific pentru alte state ale lumii. Dar oricum putem să menționăm că ne-am declarat ferm această intenție și dorința noastră de a ne integra în marea familie a statelor europene. Am semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și actuala guvernare a declarat nu o singură dată că este în favoarea menținerii acestei orientări strategice Republicii Moldova. Iar ferește, această perspectivă pe care o are Republica Moldova presupune efectuare reforme foarte mari, economice, sociale, politice. Și nu în ultimul rând, o condiție obligatorie care este impusă statelor pretendente este să-și ridice nivelul competitivității sale, să-l apropie cât mai mult posibil de cel atins în statele membre ale Uniunii Europene. În statele membre ale Uniunii Europene. Este motivul din care atunci când discutăm despre competitivitatea unei națiuni, competitivitatea unui stat, ar fi bine să fie acordată atenție și raportului competitivitate la nivel național, competitivitate la nivelul Uniunii Europene și mă voi referi un pic mai jos și la aceste momente. Și ajung aici la o primă concluzie mai mare pe care vreau să o fac din partea mea introductivă în discursul care am înțeles că mă feriți, domnule președinte, până la o oră sau până la 40 de minute. Că în contextul la ceea ce am vorbit mai sus, monitorizarea competitivității Republicii Moldova, analiza factorilor determinanței competitivității și identificarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova în termeni de competitivitate, în scopul găsirii celor mai optimale soluții pentru dezvoltarea acestora, este de un mare interes atât științific cât și practic. Zic de un mare interes științific în măsura în care unii cu un proiect înaintat la acest concurs de domnule președinte de proiecte de cercetare pe probleme de competitivitate a fost cel înaintat de către rectorul la semn profesorul Bilosteșnic și a fost unicul pe probleme de competitivitate economică și unicul din această prioritate numită competitivitatea economică a Republicii Moldova nu a fost acceptat și a fost respins. Înseamnă că subiectul nu prea prezintă interes pentru cei care au organizat și decis proiectele care urmează a fi susținute în domeniul cercetării economice. Vreau să cred că prin ceea ce am abordat un pic mai sus, am reușit să vă conving că în anii următori poate vor fi acceptate și probleme și proiecte în domeniul competitivității economice. Totuși, ce înseamnă ceea ce noi
numim sau vom opera în cadrul acestui discurs cu noțiunea de competitivitate și vreau să vă spun în stat că astăzi nu există o definiție strict reglementată care să fie acceptată de toată lumea să zică că asta înseamnă competitivitate. Nu, desigur că există o mulțime de definiții. Eu nu am de gând să mă refer la toate, doar la câteva dintre ele prin a reda esența și conținutul acestei categorii. Prima care am propus aici indică capacitatea unei țări de a crea un mediu economic capabil să asigure o creare accelerată de valoare adăugată. Un mediu economic care să stimuleze crearea accelerată de valoare adăugată. Valoarea adăugată este ceea ce se urmează produsul intern brut al unei țări, motiv din care se folosește și acest indicator atunci când se fac evaluări de competitivitate. O altă definiție, apropo, care este acceptată de Forumul Economic Mondial atunci când se elaborează raportul competitivității globale, desemnează competitivitatea în termen de productivitate. Măsura în care națiunile, statele sunt capabile să valorifice inovativ toate resursele de care dispun, resursele umane, resursele financiare, resursele materiale. Următoarea îmi place în măsura în care arată un scop final și este mai mult o abordare de marketing care îmi place și mie personală, este capacitatea unei țări de a crea valoare pentru consumatorii care devin tot mai sofisticați, cu cerințe foarte mari, exigențe, uneori chiar poate un pic alentați de ofertă exagerată, și care nu doar doresc calitate, dar și sunt în stare să accepte această calitate la prețuri un pic mai înalte decât pentru o calitate mai inferioară. O altă definiție ține la fel de productivitate, dar deja nu de măsură în care sunt inovativ folosite resursele, dar dispunem de instituții, politici și factori care determină un nivel ridicat de competitivitate. Și nu în ultimul rând, una mai generalizatoare care indică că toate aceste activități de a crea valoare, de a spori productivitate, se fac în condițiile unei presiuni concurențiale la nivel internațional și toate trebuie să asigure o dezvoltare economică durabilă sau sustenabilă. Desigur că analiza competitivității poate fi efectuată la niveluri diferite. Putem vorbi despre competitivitatea la nivel național, la nivelul unei națiuni, la nivelul unui stat, competitivitatea la nivelul unei ramuri, competitivitatea unei întreprinderi, competitivitatea unui produs, trebuie să fie clară interdependența dintre aceste niveluri de competitivitate. Dar oricum nu putem să vorbim despre un stat competitiv, o națiune competitivă, care să nu aibă ramuri economice competitive. Iar acestea nu pot avea competitivitate fără a avea întreprinderi competitive. Iar la baza acestei piramide, mi-a părținit ca și idee atunci când a fost lansată în discuții publice, desigur că stă competitivitatea produselor. Noi vom vorbi astăzi preponderent despre vârful piramidei, competitivitatea la nivel de stat, așa este formulat cel puțin tema discursului, dar trebuie să conștientizăm faptul că temelia acestei competitivități al unui stat o reprezintă agenții economice, întreprinderile și produsele pe care, serviciile pe care acestea le lansează pe piețele pe care aceste întreprinderi, entități sunt prezente cu produsele sale. În aspect un pic mai economic, competitivitatea este un domeniu al științei economice, un domeniu al teoriei economice. Competitivitatea analizează factori politici economice, apreciază capacitatea unui stat de a dezvolta și menține un mediu favorabil dezvoltării economice sustenabile, le las pe toate, ajung la cel mai de jos, care este foarte important, că competitivitatea produce mai multă bunăstare pentru oameni. Și dacă dorim mai multă bunăstare pentru oamenii acestei țări, trebuie să facem tot posibilul pentru a deveni un pic mai competitivi. Trec la următoarea componentă din discursul meu, prin a vă zice că competitivitatea este influențată națională, unui stat, de o mulțime de factori de orice gen, unii dintre ei prezentând riscuri, incertitudini, alții prezentând oportunități, nu mai vor referi la toți din aceștia, poate pe parcurs mai revenim la ei. Am spus că voi scoate un pic în evidență
unele riscuri în care putem discuta despre dezvoltarea competitivității, inclusiv unele care pot fi generate de globalizare. În genere, lumea în care trăim este una foarte dinamică. Nu mai este aceea care a fost cu 10 ani în urmă, care a fost cu 2 ani în urmă, sau poate cu un an în urmă. Din toată istoria omenirii au coexistat factori care prezentau oportunități, factori care generau riscuri, generau amenințări. În acest context vreau să vă zic că anual, în Davos are loc Forumul Economic Mondial, în care se abordează discuții de importanță stringentă și majoră pentru întreaga lume. Tradițional, înaintea lansării acestui eveniment, se lansează raportul privind riscurile globale. Mă refer aici la cel din anul 2020, care a fost lansat pe data de 15 ianuarie. Și acest raport se elaborează în baza unui sondaj de opinii pe un eșantion destul de mare, de peste 750 de persoane, respondenții fiind manageri de mari companii din toată lumea, oameni politici, reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, cărora li se cere să facă aprecieri pe o scală de atitudine referitoare la două componente ale acestor riscuri, 30 fiind la număr. Care este severitatea acestor riscuri, impactul care îl pot genera, și doi, care este probabilitatea prin care aceste riscuri pot să intervină. În cazul ăsta vorbim despre anul 2020, mai jos un pic, că mă voi referi la cei din anul precedent, 2019. Acestea sunt riscurile de ordin economic. Sunt 5 grupe de riscuri, gen șomaj, crizele fiscale care pot să intervină, sunt riscuri de mediu, fenomene meteorologice extreme, dezastre naturale, sunt riscuri geopolitice, arme de distrugere în masă, atacuri teroriste, sunt riscuri sociale și aici apare unul foarte important pentru perioada prin care trecem, bolile infecțioase, criza apei și ultimul fiind riscurile tehnologice determinate de aplicare pe larg preponderent a tehnologiilor informaționale în toate domeniile de activitate, în sensul de eventuale atacuri cibernetice, furt de date și altele. Care sunt 10 riscuri majore pentru acest an calendaristic care au fost identificate în cadrul acestui raport al riscurilor globale pentru anul 2020? Ele sunt în două categorii. În partea dreapta mea sunt, stânga dumneavoastră, sunt primele 10 riscuri cu cea mai înaltă severitate, cu impact mai mare pe care pot să-l producă. Și în partea stânga mea, dreapta dumneavoastră, sunt riscurile care au o probabilitate mai mare să apară în acest an 2020. Dacă vedem ca și impact, dar de fapt sunt cam aceleași, dar un pic este în alte ordine, în partea stângă, ca și probabilitate, sunt riscuri care preponderent țin de mediu, de mediul înconjurător, climatice. Sunt eșecul acțiunilor în vederea protejării mediului înconjurător, a climei. Sunt reducerea biodiversității, fenomene meteorologice extreme, criza apei, dezastre naturale, atacuri cibernetice și găsim jos al 10-lea la număr, nu a fost evitat, a fost apreciat că ar putea să apară acest risc de boli infecțioase, dar nu îl găsim printre primele, ultimul din cele 10 indicate aici. Cu atât mai mult în stânga vedem că acest risc de boli infecțioase nu a fost menționat ca având o probabilitate mai mare să apară în acest an. Cam se perindează aceleași riscuri climatice, dar poate într-un pic altă ordine decât cele care sunt indicate ca și impact. Ce va fi în anul următor, raportul care va fi lansat în anul 2021? Eu sunt absolut convins că aceste riscuri de boli infecțioase vor fi regăsite, cred eu, și ca potențial impact și ca probabilitate, cu o prezență mult mai mare.
Vreau să revin un pic la raportul care a fost lansat în anul 2019, aceste riscuri pentru anul precedent, pentru a vedea măsura în care unele riscuri în termeni de competitivitate au fost prezente și în acest raport. El a fost dedicat aproape în întregime problematicii globalizării sau conceperii unei noi arhitecturi mondiale în epoca celei de-a patra revoluție industriale. Dar vreau să mă refer aici doar la două constatări care au fost făcute în cadrul acestui raport din anul precedent. Primul, care menționează că riscurile globale se intensifică, însă dorința colectivă, comună a statelor lumii de a aborda aceste riscuri pare să lipsească. Și a doua constatare care zice că reacția politică față de globalizare amenință nu doar economia mondială, dar amenință și ordinea liberală, care a constituit piatra de temelie a nivelurilor fără precedent ale prosperității, creșterii și securității postbelice, după cel de-al doilea război mondial. Probabil că această evaluare a doctrinei liberale ar putea să sufere unele schimbări după această perioadă de pandemie la nivel mondial, dar oricum este o apreciere a unor eventuale riscuri care sunt și pot fi provocate de acest fenomen de globalizare. Iar dacă să le putem la în comparație din anul 2009 și 2020, cel din 2019 sunt preponderent de ordin economic, cele din 2020 sunt preponderent de ordin climatic, așa? Dar nici în unul, nici în altul am spus că nu găsim printre primele riscurile care țin de apariția unor boli infecțioase. Chiar dacă acest raport a fost lansat pe data de 15 ianuarie, cred eu că urma să fie complet elaborat cel târziu la 15 decembrie, înseamnă că este perioada când deja se vorbea în toată lumea despre apariția acestui coronavirus și ceea ce poate provoca. Zic că raportul de anul precedent s-a referit preponderent la ceea ce înseamnă globalizare, care este un fenomen principal al lumii moderne și care generează foarte multe oportunități și foarte multe primejdii. Eu nu cred că globalizarea are alternative, doar că probabil că în ultimul timp a devenit una mult mai pronunțată și nu a apărut ieri sau alaltă ieri, a apărut zeci de ani, nu poate sute de ani în urmă, dacă să considerăm că această globalizare a început atunci când Cristofor Columb a descoperit America sau poate când au trecut primii aborigeni prin Sanctuarea Bering din continentul euroasiatic pe cel american. Oricum, ea este în derulare și ea este o realitate obiectivă a integrării economice a statelor lumii și nu are alternative. Firește, generând un șir de consecințe pozitive care trebuie să fie valorificate și generând și un șir de aspecte negative sau probleme care ar fi bine să fie minimizate sau eliminate atunci când avem această posibilitate. Bine, dar statele lumii nu contează, sunt mari, mici, puternice, slabe, ele sunt toate egale în fața acestui globalizări și reguli care sunt impuse de jocurile economice generate de aceste procese ale globalizării. Am vrut să vă zic că lumea s-a schimbat în genere, în aspect teoretic, teoria avantajelor concurențiale, teoria concurenței la general a fost elaborată nu în baza experienței statelor mici, cum este Republica Moldova, a fost elaborată în baza statelor mari și cu totul alte condiții care între timp s-au schimbat radical, chiar dacă această binecunoscută modelă al forțelor concurențiale după Porter se referă preponderent la agenții economici, întreprinderi. Dacă acceptăm că se referă și la o economie în ansamblu, atunci pe loc putem să stabilim că aceste forțe, cel puțin 4 din 5, au crescut foarte mult ca și intensitate datorită tehnologiilor informaționale, internetului, mă refer la capacitatea de negocia pentru cumpărători, pentru producători de produse de substituție, potențialii noi intrați pe piață, poate un pic mai puțin aceasta se poate referi la furnizori care au avut un pic de pierdut în măsură în care lumea este foarte bine informată și internetul oferă asemenea posibilități. Apare aici o întrebare pe care eu o prezint din start. Se confruntă oare Republica Moldova cu riscul rămânerii în urmă
din punct de vedere al dezvoltării și creșterii economice în comparație cu alte state din regiune. Spun acest lucru în măsura în care nu toate economiile au fost pregătite pentru a face față unei concurențe foarte dure declanșate de globalizare. Iar pentru Republica Moldova și alte state noi apărute pe harta politică a lumii, această concurență dură a mai fost însoțită de intenția noastră de a distruge un vechi sistem politic, de a construi altul nou, de a construi un stat fără a avea experiență în istoria omenirii de o tranziție de la o economie centralizată planificată spre una de piață. Aceasta a complicat un pic lucrurile și trebuie să fim conștienți că toate problemele, inclusiv cu care ne confruntăm în prezent, au apărut un pic mai devreme, la începutul perioadei de tranziție. O mică informație care am prezentat-o aici, Republica Moldova, în primii 10 ani de reformă economică, s-a plasat pe primul loc în lume după scăderea medie anuală a produsului intern brut. În mediu cu 8,5% anual, așa, restul statelor fiind mult mai jos, primul loc în urmă și lucrul ăsta a fost constatat, l-am preluat dintr-o număr al revistii The Economist. Prin anii 98-99, situația un pic s-a mai ameliorat după o descreștere tot până la 60% PIB-ului și parcă a început o tendință generală de îmbunătățire a situației, dacă s-ar fi prelungit, dacă ne uităm pe ecran, tendința din 2000 până în anul 2009-2008, când a apărut o nouă criză financiară, dacă o extrapolăm până la capăt, ar fi fost o tendință pozitivă, a fost o vis din nou, după care acest ritm de creștere economică s-a încetinit considerabil. Uitați-vă, economia mondială a crescut din 1992 până în prezent de 2,4 ori, așa? Zona euro pare de 1,5, statele UE de 1,5 ori, statele CSI de 1,4 ori, Republica Moldova de 1,2 ori. Aceasta se referă și la valoarea produsului intern brut pe cap de locuitor, că totul este relativ în această lume, trebuie să facem o comparație. Ne uităm din 92 până anul 2018, nu sunt datele pentru anul 2019, nu au fost încă publicate și nu le putem folosi pentru a face analize. Statele UE, de la 70.000 de dolari americani pe cap de locuitor până la 43. Statele CSI, de la 8,2 până la 20,8. Unele dintre fostele state ale Uniunii Sovietice, Estonia, Letonia, Lituania, uitați, de la 8 până la 34, de la 6 până la 29, de la 6 până la 34, vedem ajuns Federația Rusă, de la 11 până la 29, România, de la 6 până la 26 de mii de dolari pe cadrul locuitor ca mărimea PIB-ului, Republica Moldova, de la 3,2 până la, în anul 1992, până la 7,3, după paritatea de cumpărare a valutei naționale. Roman s-a uitat un pic, a strâns din frunte, nu la valoarea nominală a PIB-ului, care este de 3.200 de dolari în 2008 și a fost pe cap de locuitor. Avem sau nu rezerve în comparație cu marele economii din care dorim să facem parte și noi, Republica Moldova? Da, desigur că, dar apariția acestei discrepanțe foarte mari se vede în primul rând dacă prezentăm aceeași informație sub formă grafică, uitați unde au plecat economia mondială, statele UE, majoritatea celor din comunitatea statelor independente și unde a rămas Republica Moldova. Slavă Domnului, avem și un mic vecin în ultimul timp care se numește Ucraina, dar în cazul lor situația este generată de alte procese care au loc în această țară. Asta a fost la fel pentru a completa un pic tabloul, putem vedea care este mărimea produsului intern brut pe cap de locuitor în unele state mai dezvoltate din punct de vedere economic, vedem Elveția, în valoare nominală 82.000 de dolari pe cap de locuitor, valoarea produsului intern brut pe cap de locuitor. În cazul lor, după partea de cumpărare a valutei, scade un pic până la 65, este situația inversă celei din Republica Moldova, ne cumpărăm mai jos, Norvegia, Statele Unite, 62-81. Și ajunge până jos, acolo găsim Republica Moldova cu 3.280 dolari pe cap de locuitor în valoare nominală și 7.305 după paritatea de cumpărare a valutei naționale. Am spus inițial că pentru a atinge acest obiectiv al nostru, unul care merită a fi apreciat de integrare europeană, se pune problema apropierii nivelului competitivității Republicii Moldova
De ce latin să nu e europeană? Și am hotărât să prezint și această informație care este una foarte interesantă. Cum s-au apropiat unele state ale lumii de nivelul produsului intern brut atins în mediu pe toate statele Uniunii Europene din anul 1992 încoace, fiind sigur că cu extinderea acestei structuri. Și vedem, la general, statele CSI-ului. În 1992 aveau ca și mărime 46% în procente din valoarea medie în statele UE. S-a ajuns până la 48%, o schimbare, nu prea. Estonia, de la 41% la 79%. Letonia, de la 33% până la 69%. Federația Rusă, de la 64% la 67%. Ucraina, cu probleme, Republica Moldova, de la 18,1% în anul 1992, am evoluat până la 16,9% în anul 2018. Apare întrebarea, am progresat așa cum au progresat și alte state ale lumii sau stagnăm în termen de competitivitate, inclusiv redată prin valoarea produsului intern brut pe cap de locuitor? Aceeași informație am prezentat-o și grafic, fiindcă se vede mult mai bine acest decalaj total care apare și continuă să se agraveze. În partea de jos avem situația Republicii Moldova în culoare roșie și sus statele și structurile cu care am făcut această comparație de progres pe parcursul ultimelor aproape 20 de ani. Haideți să vedem dacă există progres în termen, chiar dacă am prezentat informația care ține de evoluția produsului intern brut pe cap de locuitor, luând în considerare și alți factori care determină competitivitatea statelor lumii. Și vreau să vă zic că aici, că începând cu anul 1979, Forumul Economic Mondial publică anual raportul competitivității globale. Am prezentat în ultimul timp acest raport, apare doar în format electronic și mulțumiri care ne se aduc nouă Academiei Științelor Economice și persoane în cauză pentru contribuțiile aduse în vederea apariției acestui raport cu referință la situația din Republica Moldova. Țara noastră a fost inclusă, dacă foarte, foarte fugitiv trec ca să nu le omit, în termen de metodologie care este folosită ca să fie clare lucrurile, se folosesc un număr destul de mare de indicatori, 110 la număr, care sunt grupați în câteva categorii, factori de bază, 4 la număr, 2 care țin de inovare și complexitatea afacerilor, alții de eficiență și activitățile pe care le desfășoară în cadrul acestui stat, respectiv, conform modelului Porter, statele pot fi la niveluri diferite de dezvoltare a competitivității, cei care sunt considerate fie state bazate pe o competitivitate bazată pe factori determinate de avantaje care țin de resursele naturale, forță de muncă ieftină, cele care au avantaje concurențiale determinate de eficiență, investiții, calitate și a treia categorie, cele care au avantaje competitive care țin de valorificarea a tot ceea ce este nou, metodologii, tehnologii avansate la nivel global care le determină acest avantaj competitiv. Și am mai zis mai sus că și produsul intern brut pe cap de locuitor se ia în considerare la aprecierea acestui nivel la care de competitivitate la care se găsesc statele lumii. Merg la raportul pe care l-am lansat aici în Chișinău în luna septembrie anului precedent. La el se referă cercetarea. O cercetare pentru anul 2020, de-abia acum, recent, 3 zile în urmă, finalizat-o. Va fi lansat raportul în luna septembrie. Firește, nu putem găsi Republica Moldova în fruntea acestei liste. Sunt tradițional statele dezvoltate, înalt dezvoltate din punct de vedere economic, vedem care sunt ele pe primul loc, Singapore, cu un punctaj de 84,8% din 100 posibile, foarte apropiat de maximal posibil, așa urmat de Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Olanda, Elveția, Japonia, Germania, Suedia, Regatul Unit, Danimarca. Mergem un pic mai departe, am selectat din totalul 141 de state. China pe locul 28, Estonia 31, Republica Cehă 32, am luat din state fost sovietice și state fost socialiste, care sunt nivelurile care au fost atinse. Federația Rusă 43, Ungaria 47, Bulgaria 49, România 51, Kazahstanul 56 și coborâm mai spre
jos, mult mai jos de mijloc, unde găsim și Republica Moldova, care în anul 2019 a fost plasată pe locul 86 din acest clasament, acumulând puțin mai mult de jumătate din punctajul total care ar fi fost posibil. Bine, este situația din anul 2019, dar în termen de evoluție. Vreau să vă zic că pentru prima dată Republica Moldova a fost inclusă în acest clasament în anul 2005, 15 ani în urmă, și atunci era plasată pe poziția 82. Drept că e într-un număr mai mic de state, de 170 la număr. Care a fost evoluția în acești 15 ani? Vedem o înregistrare, o poziție cea mai bună, repetată din nou, cea 82, în anul 2004, ne amintim acest avânt economic, patriotism și alte lucruri pe care, prin care am trecut în această perioadă. Apropo, noi facem cercetarea în lunile martie-aprilie, primăvara, nu am fost participanți deocamdată, cel puțin, la ceea ce se discută mult în societate, ca furtul miliardului, motivul în care aprecierile au fost destul de înalte și destul de bune. După care, 2016, după tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în sistemul bancar, am fost aruncați cu 14 poziții mai sus, până la poziția 100, ca în următorii 3 ani, lent și greu, încercăm să recuperăm anual câte una, două, trei poziții pe care le-am pierdut într-un singur an în acest clasament internațional. Cum este percepută astăzi în lume Republica Moldova? În dependență de aceste niveluri de dezvoltare a competitivității. Am luat informația un pic mai veche, în măsura în care în ultimul raport ea nu a fost prezentată această clasificare a statelor lume, dar lucrurile nu se schimbă cu mult. Republica Moldova mai este percepută în lume ca un stat care are o economie și o competitivitate bazată pe factorii de bază. Resurse naturale, forță de muncă ieftină și ceva de genul ăsta. De rând cu state care sunt prezentate în această primă coloniță. Bangladesh, Burkina Faso, Cambodgia, Etiopia, India, Tajikistan, Yemen și altele de acel gen. A fost un singur an în care Republica Moldova a avansat aici din prima coloniță între a doua, cea de tranziție spre o economie bazată pe investiții și eficiență, dar s-a revenit înapoi la cea inițială după crizele prin care am trecut în ultimii ani, dar atunci a fost situația în care depășiseră încă mult valoarea produsului intern brut pe cadrul culturii decât cel care era necesar pentru prima coloniță. Situația pentru alte state lume, vedem aici România, Rusia, Serbia, percepute ca fiind state cu o economie cu avantaje competitive bazate pe eficiență și investiții, în vârf cele bazate pe inovații, tehnologie, Australia, Canada, Cipru, Cehia, Hong Kong și alte statele UE 15 și altele, ferește, nu putem vorbi despre o economie 100% bazată pe inovație. Asta nu este posibil. Laureatul Premiului Nobel Stiglitz menționează că și economia Statelor Unite, care este considerată a fi una bazată pe inovație, doar 10-15% este componenta economiei bazată pe inovație. Restul, 85-90, sunt cele bazate pe factori, investiții, eficiență. Ce înseamnă această poziție sau calitate percepută în lume pentru competitivitatea Republicii Moldova? Statele care sunt astfel poziționate, de regulă, au o concentrare a exporturilor în industriile care exploatează avantajul prețului scăzut la factorul primar, resurse naturale, condiții climatice, forțe de muncă ieftină, în care concurența este una slab dezvoltată, în care industriile sunt furnizoare sau lipsesc sau sunt insuficient de dezvoltate, în care puterea de cumpărare a populației este una foarte scăzută, ceea ce face piața locală puțin atractivă, inclusiv pentru investiții, în care utilajele preponderent sunt importate, nu se produc în aceste țări, în care economia este foarte sensibilă la crizele economice mondiale, la schimbarea cursului valutar, ceea ce provoacă instabilitate a cererii și a ofertei în cazul în care aceste se modifică. Da, Republica Moldova prezintă decalaje foarte mari de competitivitate în raport cu majoritatea statelor lumii. Dar am vrut să indic pe toți acești 12 piloni de competitivitate care este situația în anul 2019 comparativ cu anul 2011, aproape 10 ani în urmă, care sunt evoluțiile spre bine. Le putem vedea foarte ușor. În anul 2011 am pe poziția 93
În lume vedem că aici ce e în dreapta mai mic ca și număr este mai bine, în stânga mea mai bine, în dreapta mea mai rău ca și poziție în competitivitate. Vedem o bunătățire foarte înaltă a capacității instituționale, 106-81, este foarte, este bine, o deplasare mare, așa? Infrastructură, o bunătățire considerabilă, eficiența pieței bunurilor foarte bine. Dar avem și poziții la care s-a cedat. Vorbim despre anul 2019. Iată, tot ce este cu culoarea roșie menționată valoarea acestor indicatori, ca și poziții în clasament. Vedem ce este pozitiv. Cea mai bună poziție Republica Moldova are după pregătire tehnologică, populația la general. Poziția 48 din 141 de state ale lumii. Merge următoarea, eficiența pieței muncii, ea se apreciază în raport calitatea forței de muncă, prețul forței de muncă, poziția 56 este foarte bine, influențează destul de pozitiv poziția Republicii Moldova în aceste clasamente. Poziția 68, eficiența pieței bunurilor, poziția 68, mai jos complexitatea business-ului. Unde este cel mai rău? Cel mai rău este dimensiunea pieței, poziția 127, dar dimensiunea pieței nu înseamnă doar piață fizic mică, ca și, înseamnă și capacitatea de absorpție a acestor piețe. La capitolul inovare, inovație, implementarea lor, poziția 109 din 141 posibile. Aici trebuie să concentrăm eforturile prin care să dezvoltăm această competitivitate. Eu încerc să merg un pic mai repede, fiindcă îmi dau seama că deja mă rețin, întârzi în timp. Am încercat să fac o comparație în raport cu principalii parteneri economici ai Republicii Moldova, care sunt România, Federația Rusă, Ucraina. Desigur că în raport cu România, Republica Moldova cedează după toate componentele acestea care determină competitivitatea. Probabil că vedem aici undeva, parmi se o singură poziție, vedem la complexitatea pieței financiare, 56 Republica Moldova, mai bună, 57 România. În raport cu Federația Rusă avem mai multe poziții, după care avem avantaje, în raport cu Ucraina un pic și mai mult. Același lucru e expus în formă unui grafic care vede decalajele principale. Culoarea așa mai vișnie este cea care aparține Republicii Moldova. Dimensiunea pieței, inovațiile sunt domeniul principal după care Republica Moldova are rezerve foarte mari în termeni de competitivitate. Eu am vrut să prezint o analiză mai detaliată pentru toți indicatorii. Acești piloni, și în cadrul lor, fiecare pilon al competitivității se apreciază pentru un foarte mare de factori. Unii influențează pozitiv, alții influențează negativ, dar el lasă o parte în măsura în care i-am concentrat mai târziu, transportul, de exemplu, care de infrastructură. Este bine cu transportul aerian, este foarte rău cu transportul fluvial, portual și calitatea drumurilor. La fel cu ceilalți, inovare și tehnologie, ca și factor de influență. Parcă stă bine la folosirea internetului, stăm mai prost la robotică, la inteligența artificială, mai prost stăm la prelucrarea de date, baze de date masive. Astea sunt punctele slabe, le lasă în mod intenționat, fără o analiză, în măsura în care acum mă opresc la un alt grafic cu unele propuneri. Da, aici vedem la capitolul afaceri și inovare. O apreciere foarte scăzută, după o scală de 7 puncte maximal, 2 și 8, ceea ce am primit la capitolul în ce măsură colaborează business-ul și universitățile în domeniul cercetării dezvoltării. 2,8. Și vreau să vă zic că nu din cauza universităților. În ce măsură cooperează între ele agenții economici pentru a rezolva probleme de competitivitate? Concurența internă în termeni de indicatori, securitatea statului, guvernanța, evoluție în timp în ultimii 10 ani, dar și am această analiză, ea prezintă un interes destul de mare, vă îndemn să încercați să-l consultați. Uitați-vă, cea mai mică valoare, zic că este după o scală de 7 puncte. Vedem așa, în Republica Moldova, obținerea de decizii judecătorești favorabile. Posibil, 1,8, aproape inexistent corectitudine. Standardele etice ale politicienilor, 2,3. Independența sistemului judiciar față de influențele guvernului, față de influențele guvernului sau unor persoane fizice, 2,3. Acordarea preferențială a unor contracte publice, 2,4. Aici trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăți situația și în Republica Moldova. Și ultimul indicator foarte interesant este cel care ține de educație, îl las un pic la o parte, dar îmi permis să menționez că la
Totuși, educația primară, dar și cea universitară, are un impact pozitiv, favorabil asupra poziției Republicii Moldova în acest clasament al competitivității. Alta am vrut să vă prezint o tabelă generalizatoră. Le-am luat din toți pilonii competitivității pe cei care au o valoare pozitivă cea mai înaltă posibilă și cu care trebuie să ne mândrim, în măsura în care avem poziții bune în acest clasament. Rata de acces la energie electrică a populației, poziția 2, de rând cu alte statele lumii. Noi spunem, dar acesta e indicator, cineva mă întreba vreo 7 ani în urmă, dar ce asta e indicator, care numărul de telefoane pe care are populația, telefoane de rețea? Da, domnul, dar este Africa, unde accesul la servicii de telefonie și la energie electrică rămâne a fi o problemă pentru foarte multe state. Ori această evaluare este una comparativă cu toate statele lumii. Ponderea femeilor în totalul forței de muncă, poziție foarte bună, a doua, aproape excelent. Rata capitalului reglementar al băncii este foarte mic, poziția 3. Timpul necesar pentru a iniția o afacere, câteva zile în Republica Moldova se face, poziția 21, este bine. Managementul acționariatului, este foarte bine. Flexibilitatea în determinat salariu, 24, foarte bine. Cadrul de reglementare a insolvenței, foarte bine, 28. Accesul la fibră optică de internet, 30, în general, la capitolul ăsta avem succese foarte mari. Dar mai avem o informație generalizatoare aici. Pozițiile pentru care Republica Moldova are o discrepanță critică în raport cu alte state ale lumii. Doar câteva, pentru exemplu. Ușurința de a găsi angajați calificați în Republica Moldova. Vă zic că sunt opinii ale managerilor de companii din Republica Moldova care au fost chestionați. Poziția 136 din 141 posibile și această situație devine una tot mai critică în Republica Moldova și nu vorba doar despre forțe de muncă calificate, vorba despre forțe de muncă la general. Clusterele aproape sunt inexistente în Republica Moldova. 136. Eu înțeleg că statul nu poate să le susțină. Clusterele de regulă apar în mod haotic, întâmplător, dar pot fi create condiții în care aceste clustere să se dezvolte, de experiența internațională demonstrează că ele sunt în favoarea creșterii competitivității unui stat în măsura în care apar relații între mai multe întreprinderi. Independența justiției, 130. Stabilitatea socială și politică, 130. Ponderea creierilor performante, 130. Interacțiunea și diversitatea în afaceri, 130. Calitatea infrastructurii rutiere, 129. Și așa mai departe. Astea sunt domeniile, ori noi suntem unor întrebați. Bine, dar voi spuneți-ne ce trebuie să facem pentru a schimba lucrurile spre bine. Păi iată, asta trebuie să facem. Acolo unde avem cele mai mari discrepanțe în termeni de competitivitate. Să vedem un plan concret de acțiuni prin care să ducem la un bun sfârșit aceste probleme de lipsă de competitivitate. În acest raport, de regulă și în sondajul pe care îl organizăm, se cere să fie indicații principale factori cu impact negativ asupra afacerilor. Am spus că întreprinderile, produsele lor sunt cele care determină în ultima instanță competitivitatea unei țări. Care sunt acești factori? Ei sunt de regulă lansați în fiecare noapte, în fiecare început de toamnă, sunt destul de bine mediatizați, la ei se fac referințe în mass media, referințe în guvern, s-au discutat în Consiliul Economic lângă primul ministru. Tradițional sunt, am luat evoluția anii 2010-2014-2018, corupția pe prim loc, chiar dacă avem un pic de scădere în raport cu perioada precedentă, dar mai mult decât în anul 2010. Pe locul 2, forța de muncă slab educată, eu zic în genere lipsă de forță de muncă, infrastructură neadecvată, instabilitatea politicilor economice, birocrație guvernamentală ineficientă, instabilitate guvernamentală. Vedem că deja taxele nu mai sunt considerate a fi foarte mari, au coborât mai jos. Accesul la finanțare nu prea este abordată ca un impediment în dezvoltarea afacerilor. Cele de jos le vedem, sunt un număr de 30 de factori care sunt ierarhizați. Sus sunt cei cu o influență negativă în cazul ăsta mai mare, jos cei cu o influență negativă mai mică. Am vorbit despre riscuri. Zic că în cadrul acelui cercetări pe care o organizăm să cer respondenților, manageri de companii să indice care ar putea fi riscurile cu care se va confrunta derularea afacerilor în Republica Moldova în următorii 10 ani. Sunt și lucruri interesante aici. Migrația involuntară sporită, lumea pleacă,
Plecarea lumii înseamnă lipsă de forță de muncă, instabilitate socială profundă, guvernare națională care poate să eșueze, colapsul sau criza la nivel de stat, eșecul mecanismelor financiare, crize fiscale, conflicte interstatale și așa până jos vedem un număr destul de mare de eventuale riscuri care trebuie să fie luate în considerare și când elaborăm planuri, prognoze, elaborăm strategii. Și până la ajunge la încheiere, nu mi-am permis să nu fac această referință la o situație în domeniul învățământului din Republica Moldova, în măsură în care experiența internațională demonstrează că un stat competitiv trebuie să aibă o populație bine educată, bine instruită, calificată și o aplicare pe larg în economia, ceea ce înseamnă rezultatele cercetării, dezvoltării, inovării. Întrebarea pe care mi-am pus-o este, ar putea Republica Moldova să rămână fără universități, reieșind din evoluțiile pe care le-am avut în ultimii 10 ani. Am prezentat niște analize doar de date statistice, fără mari comentarii. Cândva ziceam că avem prea multe universități în Republica Moldova. Au dispărut acest argument. Cândva aveam, de cu adevărat, am avut cândva 54 de universități, au rămas, rămăseseră 31, pare mi se, în anul 2006, 7 universitari, au rămas în prezent 27 de universități. După care am declarat că avem prea mulți studenți în Republica Moldova. Vă amintiți-vă cât gâlceavă în mass media, învinuiri din partea conducerilor țării deseori, cu ce faceți voi, luați toată lumea, prea mulți studenți în Republica Moldova. S-au schimbat lucrurile. Am avut în anul 2006-2007 127.000 de studenți, 128.000 de studenți în Republica Moldova. Au rămas în anul universitar 2019-2020 56.8.000. O scădere de 2,2 ori. Mă gândeam să fac o analiză și la alte componente, dar le las un pic la parte și ajung la ultimul slide aici. Mi-am permis să fac anul trecut, un an în urmă, în fapt în luna septembrie, să fac o mică previziune extrapolare, prin metoda extrapolării matematice, a evoluției numărului de studenți în Republica Moldova. Am prezentat într-o discuție probleme de calitatea educației. Mi s-a spus că de ce operăm cu descreșterea în valoare absolută, ca și număr, că nu-i corect, ar fi bine să luăm în calcul reducerile procentuale, fiindcă una este 10% din 120 și alta 10% din 56, așa. Dar practica a schimbat un pic lucrurile. Conform acestei prognoze, care este una absolută, de, aproape o dependență strict funcțională, uitați să un coeficient de corelație statistică de 0,97, așa? Aproape o dependență funcțională. Dacă extrapolăm tendințele din ultimii 10 ani, 12 ani, vedem că în anul 2029-2030 Republica Moldova ar putea să rămână în genere fără studenți. Zic, dacă se menține această tendință. Dar de ce zic că se adevăresc lucrurile? Conform previziunii făcute anul trecut în baza ultima din acest șir numeric fiind numărul de studenți în anul 2019-2020, în anul 2020-2021 trebuia să avem 53.800 de studenți. Avem un pic mai mult, 56. Desigur că nu înseamnă că lucrurile vor evolua exact așa. Depinde foarte multe lucruri, dar trebuie să întreprindem măsuri pentru că aceste evoluții să nu devină pentru noi și o realitate. Câteva concluzii foarte succinte, dar le menționez. 1. Trebuie să recunoaștem că Republica Moldova se confruntă cu probleme de competitivitate în aspect în plan regional, mondial și european. Când vom recunoaște, vom încerca să găsim modalități în care să modernizăm economia. Iar această dorință de a avea întreprinderi competitive, produse competitive, un stat competitiv, mi-am permis să zic că ar putea să fie ceea ce e un leac pentru noi toți, o idee națională, dacă vreți. A zis că Republica Moldova are nevoie de o politică în domeniul competitivității. Dar, ferește, ea nu trebuie să fie una distinctă de alte politici economice. Întreaga politică economică trebuie să fie una orientată spre creșterea competitivității. Această competitivitate trebuie să fie permanent monitorizată, identificate poziții pe care avem efecte pozitive și ele uneori apar în discuții,
parcurile, zonele economice libere care au înregistrat succes la acest capitol sub formă de parcuri industriale, parcuri tehnologice, cluster, garanții pentru credit și de alte pe care pot fi susținute domeniile cu un potențial mai avansat competitiv. Competitivitatea națională trebuie să se bazeze pe întreprinderi competitive. De aceea, această modernizare economică trebuie să pornească nu de sus în jos, trebuie să pornească de jos în sus. În cazul ăsta va genera efecte pozitive. Dar am ajuns aici, au început reforme la nivel de administrație publică centrală. Este bine lucrurile astea. Dar poate trebuie să fie continuate, poate trebuie să revenim și la reforma în administrația publică, în administrația, reforma administrativ teritorială. Din perspectiva reducerii cheltuielilor și în cazul ăsta o reducere mai mică a poverii fiscale asupra agenților economici. Și mi-am permis să pun aici ultimele două propoziții. Avem nevoie și de un guvern competitiv la nivel central care să fie susținut de o guvernare competitivă la nivel local. Ori și acești indicatori sunt folosiți pe larg în evaluarea competitivității unui stat. Am spus că Republica Moldova este percepută astăzi în lume ca o, având o economie bazată pe folosirea intensivă a factorului primar, ceea ce nu este bine. Trebuie să intervenim cu schimbări structurale în economie și este bine că crește ponderea sectorului tehnologiilor informaționale. Și la fel schimbări eventuale în exporturile noastre, în aspect geografic, sortimental. Am indicat aici că se solicită investiții masive în educație și cercetare. Costul scăzut al forței de muncă nu mai poate fi un avantaj competitiv. Pe piața mondială de avantaje concurențiale mai mari dispun statele care și companiile care investesc mult în dezvoltarea capitalului uman. Trebuie să recunoaștem că exportul masiv de forță de muncă, relativ ieftină și solicitată în statele cu o economie mai dezvoltată, va genera pe viitor probleme sociale și economice foarte mari și care vor solicita resurse financiare enorme pentru a depăși aceste situații. Desigur că nu trebuie să lăsăm la o parte și domeniul cercetare, inovare, care trebuie să fie la baza dezvoltării acestei economii bazate pe inovație și invenție. Dar trebuie să avem și un sistem de cercetare competitiv și nu știm în ce măsură ultimele reforme l-au făcut pentru a fi acest sistem mai competitiv decât anterior. Trebuie să avem rezultatele cercetării să fie și ele competitive, adaptate la necesitățile sectorului real al economiei. Trebuie să avem un management în domeniul cercetării bine pus la punct, începând cu investițiile, finalizând cu comercializarea datelor sau implementarea lor practică sub formă de invenție și inovații. Și o concluzie generală pe care îndrăznesc să o fac este că cum ar fi de stran, este părerea mea, nu neapărat să fie toată lumea de acord cu ea, este că în mare măsură problemele principale cu care se confruntă în prezent economia Republicii Moldova, inclusiv și în termeni de competitivitate, ele nu prea sunt sau sunt mai puțin de ordine economic. Ele țin foarte mult de următoare două momente. 1. Nesoluționarea conflictului transnistrean. Și la fel de important, lipsa unei perspective clare a viitorului Republicii Moldova ca stat. Să recunoaștem lucrul ăsta. Motiv din care persistă o pronunțată instabilitate politică și o atractivitate scăzută pentru Republica Moldova. Nu vor veni investiții mari fără a ști care este perspectiva acestui stat. Și 2. Nereformarea sistemului judiciar. Nu este protejată proprietatea. Iar lipsa încrederii în protejarea proprietății are exact aceleași consecințe ca și cele indicate mai sus. Și chiar ultima informație, nu mi-a aparține mie, a spus-o Adam Smith încă în anul 1776, zicând că pentru a ridica un stat de la cea mai joasă treaptă a barbarismului la cea mai înaltă treaptă a bunăstării, este nevoie de pace, impozite ușoare și îngăduință în dirijare. Toate celelalte le va face mersul natural al evenimentului.
Vreau să vă mulțumesc pentru mare atenție cu care m-ați ascultat și vreau să cred că a provocat cel puțin și alte teme de discuții pe care le putem aborda ulterior, atunci când, cred eu, ar fi bine să continuăm aceste dezbateri, inclusiv pe probleme care țin de dezvoltarea economică a țării, pentru a avea cel puțin idei diferite și opinii diferite care pot să fie confruntate și din care să se nască adevărul. Mai zic că menirea noastră, celor care suntem implicați în cercetare, este să generăm informații din ceea ce facem, să o lansăm, să o facem publică, urmând ca cei care iau decizii să o folosească sau să o lase la o parte sub formă de rapoartele pe proiecte de cercetare pe care de regulă le realizăm. Eu îmi cer scuze pentru faptul că am reținut un pic mai mult, cred eu, atenția domnilor voastre, dar în schimb îmi renunț la componenta mea care ținea de efectele pandemiei asupra economiei la nivel mondial și a Republicii Moldova, dar poate după ce vorbește domnul profesor Alexandru Stratan, dacă vă mai fie interes, poate mai revin un pic la această tribună, în măsură în care dacă o lăsăm pentru altă dată, ți-mi vechește informația. În caz contrar, se învechește informația și ar putea să prezinte o valoare mai mare. Ori valoarea informației se apreciază inclusiv de măsura în care a fost lansată la timp. Vă mulțumesc foarte mult și mai bine și de Eu vreau să-l invit pe domnul Alexandru Stratan, profesor și membru corespondent, directorul Institutul de Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, care vreau să vă zic că noi nu prea am coordonat foarte mult ceea ce avem de gând să discutăm, dar vreau să cred că prin ceea ce dumnealui va prezenta, va completa multe din lucrurile pe care eu în mod conștient le-am evitat sau poate din contra va aduce noi provocări pe care să le putem discuta ulterior. Vă mulțumesc mult, domnule director, pentru raportul anterior, stimată doamnă secretar de stat Ileana Drăgălin, onorată asistență, toți cei care ne urmăresc. Într-adevăr, astăzi discutăm o temă foarte importantă, ceea ce ține de competitivitate. Deci noi mult vorbim, mult analizăm. Din păcate, urmare tuturor rapoartelor, constatăm că pe an ce trece, totuși, progresele sunt mai puțin vizibile decât constrângerile cu care ne confruntăm. Desigur că, în contextul în care vorbim de competitivitatea Republicii Moldova, noi tot timpul ținem cont de acei factori determinanți ai competitivității, ori aceștia sunt cunoscuți, analizați, monitorizați de către noi prin intermediul diverse studii, dar și sondaje pe care le efectuăm în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice. Însă, iată, domnul rector anterior a menționat foarte corect. Mai apare un factor care mai apare specific și inclus în riscurile globale, deci, de exemplu, cum este cazul bolilor infecțioase. Și noi, dacă acum câțiva ani analizam competitivitatea prin prisma diferiți factori, anul acesta vom fi nevoiți să atragem atenție și la alți factori care, desigur, au efecte inhibatoare asupra ameliorării competitivității Republicii Moldova. De aceea, eu am să revin la aspectul competitivității doar puțin mai târziu, totuși aș vrea, vedeți, domnul director, parcă am intuit provocarea dumneavoastră, aș vrea totuși să trecem puțin prin efectele pandemiei asupra economiei naționale și să vă prezint prognozele economice pe care le anticipăm noi în acest an, în anul 2020, pe care le-am prezentat Ministerului Economiei și Infrastructurii, deci cu actualizare de două ori pe an, de fiecare dată prezentăm aceste prognoze Ministerului. De la bun început trebuie să remarc că noi am trecut în ultimul deceniu prin patru crize economice, deci anul acesta fiind a patra. Uneori am fost afectați de crizele venite de pe extern, uneori ne-am creat niște crize singure, deci cu mâinile noastre.
În 2020, iată că apare COVID-19 și mai suntem și afectați de secetă. N-am să intru foarte mult în detalii pentru a nu reține din timp. Vreau să constat doar că anticipăm în varianta cea mai optimistă, deci este o variantă mai pesimistă față de cea a Fondului Monetar Internațional și a Ministerului Economiei și Infrastructurii, deci în speța Guvernului, dar este o variantă totuși optimistă, credem noi, în care anul acesta am putea avea o recesiune de 4%. Și asta în cazul când toate restricțiile vor fi, din începând cu 15 mai, deci ridicate și noi vom reveni la viața normală, așa cum am trăit, de fapt, până acum. În contextul dat, vreau să vă mai prezint o anticipare a experților internaționali. INCE este membru a unui consorțiu internațional, deci Focus Economics, care la fiecare două săptămâni, deci foarte des, la fiecare două săptămâni face un poll, un sondaj, privind evoluțiile, deci, economice în diverse state ale lumii. Deci majoritatea respondenților, din, deci 72 de respondenți din peste 130 de state, anticipează că recesiunea globală va dura în acest an 3 trimestre. Și mai îmbucurător, așa puțin pentru noi, este faptul că totuși majoritatea, 83%, consideră că până la urmă ea nu se va. Efectele secetei acum ar putea fi așa cât de cât mai vizibile pentru prima grupă de culturi, deci cerealiere. Situația climaterică pare să se amelioreze. De aceea noi considerăm că dacă în varianta optimistă, deci prognoza de minus 4%, ar fi una, cred eu, așa mai prielnică pentru țara noastră în condițiile date. Care sunt canalele de transmisie a acestei crize? Tot timpul, pe partea internă, desigur că este canalul ofertei, canalul cererii, unul din cele mai importante canale, canale financiare. Și țările au mai fost și sunt afectate pe partea exporturilor, importurilor, investițiilor. Ceea ce este specific Republicii Moldova, desigur, și pe partea remitenților și migrațiilor. Desigur că aceste, codul roșu declarat și instalarea stării de urgență în luna martie și restricțiile legate de activitățile, mai ales ale antreprenoriatului, ele sunt aici cele mai principale menționate, duc la ce? La reducerea cererii interne și externe, scăderea considerabilă a vânzărilor și așa mai departe. Acest lucru, desigur, că va conduce iminent la falimentarea unor întreprinderi. Sunt sectoare mai puțin afectate, sunt sectoare mai mult afectate și reducerea drastică a produsului intern brut. În acest context, vreau să menționez că, așa, aici avem o carență în competitivitatea întreprinderilor, care a menționat și domnul rector, că trebuie să pornim de la întreprinderi, de la produs. Dacă să examinăm dinamica creșterii nete a întreprinderilor în țara noastră, atunci, cu regret, constatăm că în ultimul 3 ani numărul acestora, deci spiritul antreprenorial, de fapt, este în scădere. Creșterea netă înregistrează valori negative, deci ajungând până la minus 4.000 de întreprinderi în 2019. Și în perioada 2015-2018 acest indicator, în mediu anual, deci circa 48% din întreprinderile active din economia noastră au înregistrat pierderi. Vă dați seama, jumătate din întreprinderi înregistrează și așa pierderi. Noi avem doar 56% din 56.000 de întreprinderi active, jumătate dintre acestea practic înregistrează pierderi. Inițial studiind ceea ce se întâmplă prin canalul deci cererii, desigur că trebuie să tragem atenție la cheltuielile de consum care vor fi mai mici. Vreau să mai menționez un asemenea moment, că chiar dacă începând cu 15 mai revenim la viața normală,
Deci modelul de consum înainte de criză poate fi deci, reluat, știți așa, într-o mai lent. Sau putem să ne așteptăm în general la o transformare semnificativă a comportamentului de consum. Să nu credem că imediat populația se va avânta în, iarăși în sectorul Horeca și va salva acest sector. Deci, sigur că vom merge din ce în ce mai lent și în contextul dat am să mă opresc sectorial la producția agricolă. Deci, pe partea aceasta, iarăși aș spune o variantă optimistă pentru noi, ar fi dacă agricultura se va reduce cu 2,6% în acest an. Eu sper foarte mult că seceta va afecta doar ceea ce ține deci prima grupă de culturi, după cum am spus. Pentru culturile de toamnă și mai târziu, deci de vară mai târziu, noi sperăm că condițiile climatice vor fi mai bune și nu va fi afectat atât de mult sectorul. Agricultura și așa a fost un colac de salvare pentru economia națională pe parcursul ultimilor 3-4 ani de zile. A crescut de la an la an, începând cu 2016, înregistrând record după record, ceea ce desigur că având o bază de comparație mai înaltă face greu ca acest sector să crească de la an cu aceeași viteză. Însă, dat fiind că totuși are o pondere destul de importantă în lanțul valoric, deci, dar și alte producții industriale pe lângă cea de procesare, anticipăm o scădere a evoluției producției deci industriale cu aproximativ 15,2%. Și la fel va suferi și sectorul de servicii. Aici am să vă spun doar foarte pe scurt, că anticipăm cu comerțul la angro și cu amănuntul să scadă cu 3,1%, iar transporturile și depozitare se vor diminua cu 2,4% comparativ cu 2019. Alte servicii vor scădea cu 3,7%. Desigur că efectele pandemiei influențează, în primul rând, cererea internă, dar și comerțul exterior. În ceea ce privește oferta, este vorba, desigur, despre cele interdicții care, directe care persistă pentru exportul de bunuri, reducerea cererii externe pentru bunuri și servicii. Mai grav este că și principalii, în principiul nostru, parteneri comerciali a Republicii Moldova au fost cel mai crunt afectați și ei de pandemie. Și aici mă refer la state unde avem relații economice destul de bine controlate în ultimii ani. Deci Rusia, Italia, Germania, România și sigur că noi vom depinde și de evoluția economică și de contractarea sau intensificarea cererii în aceste state. Pe de altă parte, acest lucru va duce, dacă spunem așa, pozitiv, la o diminuare a balanței comerciale, deci la diminuarea deficitului balanței comerciale, însă, desigur că aici apare și riscul încasărilor la bugetul public. Anticipăm o reducere a exporturilor cu aproximativ 13% și reducerea importurilor cu aproximativ 12%. Repet încă o dată că aceste ritmuri de creștere vor conduce, și asta este specific perioadelor de criză în Republica Moldova. Iată, noi am analizat în perioade de criză, anume atunci, practic, balanța comercială a Republicii Moldova, soldul deficitar al balanței comerciale se răstrângea. Pe de o parte, putem privi și ca un aspect pozitiv, pe de altă parte, însă, acest lucru comportă și riscuri pentru procesul bugetar. Activitatea investițională. Aici trebuie să fac o concluzie foarte scurtă. Deci, chiar dacă anticipăm în 2020 o scădere cu 8,4% a investițiilor comparativ cu anul 2019, deci criza, desigur că o să-și pună amprenta, va accentua deci, și așa o poftă, da, așa, un apetit, da, o inclinație redusă a companiilor spre a investi. Totuși, procesul investițional la noi, pe departe, în ultimii ani, în genere, a
fost cel dorit, pentru că noi în ultimii ani am ajuns chiar la o proporție, deci la o cotă a investițiilor în active imobilizante, deci în capitalul fix, deci la o cotă de 15-16% din PIB. Pentru că 100% din PIB acest lucru s-a această proporție, această cotă n-am atins-o de foarte mult timp. Sigur că criza socioeconomică va avea repercusiuni și asupra pieței muncii. Observăm că au loc concedieri în masă ale lucrătorilor, se reduc salarii, au loc întârzieri cu achitarea salariilor, concedii forțate, sau se reduc orele, deci, de muncă. Și iar cei mai vulnerabili în cazul de față sunt acei lucrători autoocupați, proprietari individuali, angajați de anumite sectoare, prestatoare de servicii, mai ales transport, alimentație publică, recreiere, sau lucrătorii care nu aveau contracte, deci, oficiale de muncă, dar oricum își asigurau prin munca prestată un venit. Deci se anticipează o rată a șomajului destul de înaltă, iarăși într-o variantă mai optimistă, deci până la 7% în 2020, chiar dacă salariile în valoare nominală ar putea avea o ușoară creștere deci, datorită presiunilor inflaționiste, în termeni reale acestea vor fi mai mici. Transferurile de peste hotare a mijloacelor bănești va avea de suferit enorm. Sunt estimări diferite. Noi anticipăm experții de la INCI că ar putea să ajungă acest lucru chiar și până la -40%. Deci, deoarece anume, după cum am menționat, în acele țări unde sunt cei mai mulți migranți moldoveni, acele țări au fost lovite tare de pandemie și oamenii revin, observăm că oamenii revin acasă. În număr mare. Dacă să vorbim despre revenirea migranților, atunci trebuie să menționez că conform datelor oficiale, deci a registrului, în perioada 9 martie 1 mai 2020 în Republica Moldova au intrat circa 206.500 de cetățeni moldoveni. Deci, în principiu, fluxurile de intrări și ieșiri s-au redus comparativ de până la perioada stării de urgență, dar, iată, dacă erau și intrări și ieșiri, acum, practic, oamenii care au intrat în țară și la momentul, deci, rămân pe loc, sunt peste 200.000. Desigur, aici pandemia COVID-19 a determinat, deci, reîntoarcerea în țară acestor oameni. Noi estimăm că numărul acestora va fi și în continuare în creștere, chiar și după expirarea stării, deci de urgență sau măsuri de relaxare în diferite state, pentru că nu neapărat toți vor reveni la locurile deci de muncă pe care le-au avut. S-ar putea întâmpla că mulți să-și piardă locurile de muncă, iar piața muncii din Republica Moldova nu este pregătită pentru a absorbi această cantitate de oameni. Sectorul bancar, așa, aici lucrurile puțin stau mai bine. Deci cu lichiditatea în sectorul bancar, parcă sectorul bancar, după criza din 2015, el așa și-a revenit, a intrat parcă mai bine pregătit, dar riscurile persistă din cauza că sectorul bancar, marja profitului se formează din creditare, depozitare. Multe întreprinderi acum vor avea probleme cu rambursarea creditelor și ar putea crește, desigur că cota acelor credite neperformante. Este de menționat că, așa dacă să luăm și experiența României, Banca Națională a Republicii Moldova a permis o flexibilitate mai mare a băncilor în a clasifica, cum în a trata aceste credite. Deci nu înseamnă că întreprinderea nu poate să întoarcă la moment credit, imediat să-l clasificăm într-un credit, deci așa, într-o categorie a unui credit neperformant. Și acest lucru este bine, de fapt, pentru agenții economice.
BNM-ul a scăzut până la cel mai, deci a diminuat până la cel mai scăzut nivel rata de bază, de asemenea a fost diminuată în mai multe etape și rata rezervelor obligatorii în mijloace atrase în lei, iată pentru a impulsiona și anume procesul de creditare și dezvoltare economică în general. De ce am adus aici experiența României? Pentru că am vrut să atrag atenția numită la acest balet 4, Banca Națională România a flexibilizat regulile prudențiale astfel ca amânarea la plata creditelor determinată de situația actuală să nu fie asociată noțiunii de dificultate financiară a debitorului. Și este bine că noi am preluat această practică și a fost implementată și în țara noastră pe durata stării de urgență. Cursul de schimb va rămâne relativ stabil, cu toate că leul moldovenesc, miziunea noastră, se va deprecia ușor comparativ cu valutele de referință și asta doar pentru, și asta este din punct de vedere economic corect, pentru a stimula competitivitatea exportului moldovenesc. În ceea ce privește finanțele publice, desigur aici vor fi probleme foarte, foarte mari. Deficitul bugetar în acest an este unul destul de mare, până la 8% din produsul intern brut. Sigur că aceste încasări care se așteaptă, ele sunt vor fi mai puține din cauza constrângerilor în activitatea economică, dar toate organizațiile, financiare internaționale și Fondul Monetar și Banca Mondială recomandă statelor lumii să-și mărească deficitele bugetare. Deci este pentru prima dată când în trășavă situație se recomandă acest lucru și sunt absolut necesare cheltuieli pentru sistemul, deci prioritizate, desigur, pentru sistemul de sănătate în cazul de față, susținerea directă a antreprenoriatului, dar și a menținerii veniturilor populației. Deci plata salariilor, pensiilor trebuie să fie efectuată și pentru aceasta este nevoie să ne ameliorăm cât mai bine absolut toate șansele, deci toate posibilitățile noastre în a dialoga și în a negocia cu diversi donatori și să ne împrumutăm eficient, să ne împrumutăm și să folosim cu eficiență aceste împrumuturi, inclusiv pentru suportul bugetar. De ce spun acest lucru? Pentru că nivelul relativ redus al datoriei publice este mai mic de 60%, deci în raport cu PIB în țara noastră, mult mai mic, 27,4% în 2019. Și desigur că noi aici avem așa, acest lucru le oferă autorităților un spațiu de manevră. Iată, aceste prognoze și acest mers, parcă nici pe departe îmbucurător, desigur că se va răsfrânge în continuare și asupra competitivității Republicii Moldova. Noi încercăm să evaluăm și prin studiile internaționale, dar și prin cercetările proprii, timp de 5 ani de zile deja exercițiul de evaluare și monitorizare a impactului matricii de politici din foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității asupra economiei țării. Foarte pe scurt, la nivel de guvern acționează Consiliul pentru Competitivitate, în care funcția de monitorizare o îndeplinește Ministerul Economiei, iar evaluarea impactului a efectuat-o Institutul Național de Cercetări Economice. În mare parte, structura raportului este cea comună clasică pe care ne-am bazat și a fost agreată la început. Ca factori, ca indicatori finale au fost luați și au fost priviți acea creștere economică susținută și sustenabilă și bunăstarea populației. Am menționat și domnul rector că bunăstarea populației, în principiu, este acel indicator spre care tinde țara atunci când se întreabă dacă este competitivă sau nu. Indicatorii de performanță a comerțului exterior și activitatea instituțională ca performanță
acestor două domenii, acestor două segmente, dar și indicatorii intermediari care în principiu produc acest lucru, productivitatea, prețurile și costurile și mediul de afaceri. Toți acești factori au fost analizați anterior, n-am să mă repet și n-am să mă opresc la ei, doar trebuie să menționăm niște tendințe pe care le observăm noi în acest exercițiu de evaluare de 5 ani de zile. Deci, creșterea economică în țara noastră pe parcursul întregului deceniu, din 2009, de la criza financiară mondială, a înregistrat o tendință inferioară stipulărilor, deci inferioară stipulărilor, deci din diverse documente de politici. De exemplu, în Strategia Națională de Dezvoltare 2020, când a fost ea elaborată încă în perioada precedentă, se spunea clar că o creștere economică medie anuală de 4,7% ar fi un scenariu de bază, iar o creștere accelerată, deci ceea ce era o variantă așa mai optimistă, ar trebui să fi fost chiar mai, după cum vedeți, mai mult. Noi însă am crescut efectiv doar cu un mediu, cu un ritm în acești ani de 4%. Ba mai mult, în exercițiul de evaluare a strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor, am găsit și altă cifră, chiar se anticipau și creșterea anuală de până la 10%. Deci, în principiu, acest lucru vorbește că noi suntem sub potențial și efectele COVID-19, desigur, vor determina și în continuare această rată temperată. Da, iată, spuneam de potențialul nostru. Deci, din păcate, după criza economică din 2009, potențialul de creștere a țării noastre temperat vizibil și creșterea anuală este sub PIB-ul potențial pe care l-am avut, dar dacă să facem referință la perioada 2004-2008, unde rata medie de creștere a fost de 5-6%, acum 4%, desigur că aici deci așa, o notă clară se dă competitivității prin prisma evoluției produsului intern brut. Și drept consecință, Moldova a rămas țara cu cele mai mici venituri pe cap locuitor. Am să spun și acest lucru că precedăm Ucraina din cauza nu că noi am mers bine, dar din cauza că Ucraina s-a confruntat cu anumite probleme, inclusiv pe plan politic. Când noi am mers pe prisma comparativă doar a statelor, n-am mers pe prisma statelor dezvoltate, am mers pe prisma comparativă cu statele din regiune sau statele din CSI care am călcat pe același făgaș în anii 90, sau teritorial, sau după teritoriu, sau după structura economiei asemănătoare cu a Moldovei și țările vecine. În 2018 și în 2019 rămânem cu un PIB per capita la nivel de 20%, deci din cel al Uniunii Europene. De asemenea, competitivitatea va fi așa puțin șterbită de influența COVID-19 și în ceea ce constă, deci în continuare și structura economiei. Noi avem o structură încă, eu nu mă tem niciodată să numesc acest lucru, înainte spuneam așa, o structură mai primitivă a economiei, am încercat de la an la an să schimbăm această structură. Totuși, în aceste țări care le analizăm, vedem totuși Moldova pe parcursul multor ani de zile deja rămâne cu un indicator destul de înalt ca cotă în PIB, mă refer la agricultură, când aveam 12-13%, 10%, dar numai Albania, în principiu, din această grupă de state ne depășește. Pe de altă parte, în ceea ce privește produsele manufacturate, deci industrie, noi, din contră, suntem pe ultimele poziții din această grupă de state luate în analiză. Și desigur că în acest
în acest moment agricultura oricum trebuie susținută neapărat, pentru că o mare parte, deci dacă vorbim și despre productivitate, o mare parte a populației ocupate anume este în acest sector și ea practic ține de o pătură mai vulnerabilă, deci a populației unde sunt venituri mai mici. Vorbind despre această productivitate, vedem că o contribuție mare în PIB și o populație mare este deci, antrenată, ceea ce nu este specific statelor dezvoltate, unde o populație absolut de 1-2% în cele mai dezvoltate state este încadrată în agricultură. La fel nu putem vorbi despre competitivitate în alta industriei în acest sens. Spuneam că pe de o parte se diminuează, s-ar putea să asistăm la o diminuare a presiunii deficitului contului curent, deci deficitul comercial se reducă și acest lucru îl anticipăm printr-o așa vedere mai, așa, să vedem mai des pe rafturile deci magazinelor noastre, supermarketelor noastre, a produsului autohton. Este și o oportunitate. Însă, desigur că depinde de autorități cum vor susține ei și cum vor gestiona lucrurile în acest context, pentru că noi avem produse care pot fi substituite, mă refer la produsele de import, și ar fi un canal bun, o oportunitate bună pentru producătorii autohtoni să profite de acest lucru. Însă, iarăși, repet, aici ține foarte mult cum va fi susținut mediul de afaceri și antreprenori în contextul crizei. Creșterea sărăciei în rândul populației, de asemenea, a fost o problemă pe care ea ține și de bunăstarea populației, ca un factor al bunăstării, deci a fost analizată. În ceea ce privește noua metodologie, pentru că acum câțiva ani părea că Republica Moldova, iată, dacă observați în aceste două figuri, Republica Moldova se afla pe o poziție destul de bună. Deci în 2016, în 2015 ajungeam chiar deja la o cifră destul de doar așa destul de îmbucurătoare, doar unul din 10 era considerat, deci un cetățean din 10, da, era considerat la limita deci sărăciei, în conformitate cu noua metodologie care a fost din 2016 prezentată de Banca Mondială. Aceste recalcule s-au făcut și noi în principiu revenim, linia roșie, revenim la o poziție destul, aș spune eu, de reală în contextul actual. 25% da, a populației încă trăiește în sărăcie. Sigur că sărăcia va rămâne și în continuare în topul preocupărilor populației, constituind o problemă pentru fiecare al doilea cetățean la noi în țară, în principiu. Iar o concluzie cu care vreau să vin aici la sfârșit este că în contextul COVID-19 o parte din populație și cea mai vulnerabilă de asemenea care a revenit acasă este puțin probabil ca noi să o absorbim pe piața forței de muncă pe termen scurt. Participarea Republicii Moldova în comerțul mondial cu bunuri. S-a menționat deja că exporturile în genere sau cu cât vinzi putem să ne orientăm. Suntem mai competitivi, putem să ne facem și o concluzie simplu. Suntem mai competitivi sau nu, în dependență. Pur și simplu, vindem anul acesta mai mult sau mai puțin decât anul trecut, să presupunem. Da? Și atât în grupa aceasta de state care am făcut analiză, deci Georgia, Moldova, Lituania și Macedonia, țări după populație, teritoriu și o structură economică deci similar la începutul anilor 90, indică că Moldova înregistrează cele mai mici progrese. Iată, noi timp de
din 2013 până în 2019 avem o cotă în comerțul mondial de la 0,1 și 0,13, doar am ajuns la 0,1 și 0,15, pe când Georgia, de exemplu, a evoluat mult, mult mai bine. Deci este mică și cota exporturilor noastre în PIB și anticipăm și pentru 2020 că vom avea o cotă și mai mică a exporturilor în produsul intern brut. De asemenea, structura. Vorbind despre competitivitatea produsului local, trebuie să ne uităm atent în structură. În acea piramidă s-a prezentat produsul ca parte a, deci ceva nou, dacă a competitivității. Iată, noi când ne uităm în exporturile pe care noi le efectuăm, cu regret vedem că așa, produsele agroalimentare încă ocupă o cotă, un segment destul de mare în exporturile noastre și produsele manufacturate mai puțin în comparație cu alte state. Deci acest lucru sigur determină competitivitatea economiei, pentru că noi încă nu suntem atât de performanță în a exporta produse procesate. Ne exportăm totuși mai mult produse primare, materie primă. Iar dacă să atragem atenție la intensitatea tehnologică, care este destul de redusă pentru Republica Moldova, iarăși când analizăm această grupă de state, observăm că mai mult exportăm produse primare și în partea dreaptă observați. Deci, produsele primare în ultimii 5 ani, cota lor a crescut din contul celor procesate. Iată, asta este un lucru rău care l-am observat, un lucru negativ. Cele de intensitate înaltă fiind foarte puține, iar cele de intensitate medie fiind practic ceea ce noi exportăm la nivelul industriei automotive. Iar aici știu foarte bine care sunt de fapt acele intrări de competențe sau valoare adăugată pe care o punem în materie de competențe, de tehnologie, know-how. Deci, practic, noi ne limităm la această grupă de produse. Și la fel am rămas, deci aici am rămas, putem spune că după structură, destul încă de ineficiență. Atractivitatea Moldovei ca destinație pentru investiții, la fel, poate fi un indicator care îl privim prin prisma competitivității. În genere, așa, foarte simplu și foarte, așa, pe scurt, $75 pe cap locuitor investiții străine directe în Republica Moldova. Pe lângă peste 1200 în Georgia. Era și o două state, ambele am fost a URSS. Ne uităm la atractivitate prin proiectele de tip Greenfield. Deci nu am venit și am cumpărat ceva de gata sau am investit în niște operații de vânzare-cumpărare. Proiecte tip Greenfield, iarăși în Georgia, ne uităm 21 de proiecte la nivelul anului 2018, Republica Moldova 5 proiecte. Iată, aceste lucruri ne pun multe semne de întrebare și aici mai grav este faptul că noi cam din 2000, noi cel mai bun indicator la capitolul investiții străine directe l-am avut în anul 2008. Noi de atunci niciodată nu am depășit această cifră. Vorbind despre factorii determinanți ai competitivității și provocările pentru ameliorarea competitivității. Deci, principalele constrângeri au fost menționate. Noi mai repetăm încă o dată care sunt cele mai stringente. Deci forța de muncă, instabilitatea politică, nivelul impozitării, totuși doar am să mă refer la ce anume, în accesul la finanțe, chiar dacă este mai puțin vizibil ca constrângere în ultimul timp, el există și instanțele de judecat, deci justiția. Factorul uman. Pentru noi, capitalul uman astăzi apare ca o constrângere majoră și o constrângere iminentă. Nu atrăgeam foarte mult atenție acestui aspect în anii 90. Mi-aduc aminte, toate profilurile investiționale a țării începeau cu câteva avantaje cheie.
pământ bun fertil, forță de muncă înaltă și calificată. Și acum însă prognozele Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Institutului ne arată, iată, o situație nu chiar bună. Deci, ceea ce avem trei scenarii. Trei scenarii așa, mai pesimist, moderat și optimist. Și atât acea linie micuță verzoi pe care o vedeți în slide arată tendința, de fapt. Prognoza a fost făcută pentru anii 2015-2034 și atât până în 2018 putem constata deja care este această tendință. Deci noi mergem pe scenariul, din păcate, pesimist și spre 2034 noi am putea avea o populație puțin mai mare de 2 milioane de oameni. Iată, din aceste considerente vom fi permanent în căutarea acelei forțe de muncă sau vom fi nevoiți să ne restructurăm din punct de vedere tehnologic, să ne gândim ce fel de ramuri să dezvoltăm și așa mai departe. Desigur că pandemia va afecta și în general situația demografică în țara noastră. Aici vreau să menționez că există și o probabilitate de reducere a numărului de nașteri în perioada ulterioară, deoarece, așa spun experții noștri, scăderea numărului de nașteri va fi mai evidentă în anul 2021, fiind determinată de amânarea în perioada pandemiei a nașterii planificate. Deci, de obicei, oamenii când stau acasă, nașterile s-ar putea, știți, să amplifica, dar aici e pandemie și nu toți cum riscă. Recuperarea nașterilor în mare măsură, desigur, va depinde și de situația socioeconomică, pentru că vă dați seama că și de faptul cât de repede se vor încadra lumea în proces normal, în primul rând, antreprenorial și în găsirea unui loc de muncă pentru cei care... De asemenea, mai sunt anumiți factori care influențează acest lucru. Sporul natural negativ se va majora. Criza economică, scăderea ocupării și a venitului populației, precum și instabilitatea socială, vor provoca creșterea fluxurilor migraționale în continuare, iar oamenii care nu vor putea să-și găsească un loc de muncă acasă vor fi permanent iarăși în căutarea unui loc de angajare în altă state, unde situația va reveni cu încetul la normal și va deveni mai bună. Vorbind despre capitalul uman, aceasta este, cred eu, cea mai mare constrângere astăzi pentru antreprenori și nemijlocit pentru investitorii străini. Atât după nivelul de pregătire a personalului, după calitatea pregătirii profesionale, după aptitudinile absolvenților, după ușurința de a găsi angajați calificați, gândire critică în predare. Iată, acestea le-am luat din raportul global al competitivității. Ba mai mult vreau să vă spun că uneori investitorii sunt stupefiați de faptul că nu găsesc cadre care ar corespunde locurilor propuse, dar nu găsesc, adică după competență și calificare, dar nu găsesc oameni pregătiți pentru o profesie care ei o propun deja. Deci ei vin deja cu ceva mult mai sofisticat, dar noi pur și simplu nu se învață și nu se predă. De asemenea, capacitatea joasă de adaptare a guvernului și capitalului uman pot determina o depășire mai grea a acestei crize și asta va deteriora competența economică. Iarăși, din raport, sunt date și scorurile. Republica Moldova prezintă o capacitate joasă de a se adapta modelelor digitale de afaceri și de a răspunde eficient la schimbările tehnologice, sociale și demografice și, de asemenea, abilitățile digitale în rândul populației în vârstă aflată de muncă, costitui doar 58%, este preluat din raportul 2019. Cu siguranță, la anul va fi mai bine această cifră, pentru că viața te impune să te restructurezi, să te perfecționezi. Dar aceasta este situația. Noi absolut deloc n-am fost pregătiți în contextul în care ar putea fi continuate foarte multe activități, la fel de eficient și calitativ, deci cu ajutorul tehnologiilor digitale. Vorbeam despre incidența și dacă aici sunt necesare mijloace de a investi, păi atunci când vorbim despre incidența corupției și calitatea instituțiilor, independența justiției, păi aici atât s-ar putea chiar de avut și rezultate mai bune. Și este strigător la cer faptul că noi
Deja din 2011, ați menționat domnul rector, da, se face clasamentul, din 2005, noi permanent la acest indicator, la acești factori, avem cele mai proaste poziții, printre cele mai proaste poziții, HET după 100 încolo, în clasament. Iată, scorul 132 din 141 de state, la independența justiției, povara reglementărilor de stat 76, bine că am avut noroc de reforma ghiliotinii, care a îmbunătățit aceste lucruri. Eficiența cadrului legal în contestarea reglementărilor, iarăși depinde mult de procesul justiției 116 și așa mai departe, corupția. Deci aici chiar am putea și cu resurse mai puține, aici este nevoie doar de o voință. De o voință a societății, a politicului și aici indicatorii ar putea fi îmbunătățiți. Avem ani și de rândul când stăm, iar acești factori neeconomici, ei influențează activitatea, rezultatul economic cu peste 50%. Poate omul să-i meargă bine în afaceri, poate omul să plătească la timp impozitele, să aibă piese de desfacere, când ajunge în instanță, când ajunge de furt corupția, nu vrea nici să mai investească, nu vrea nici să mai continuă activitatea și are foarte multe pierderi. De asemenea, instabilitatea politicilor. Iarăși este o constrângere majoră pentru business. Am identificat noi acest lucru și el a fost, putem să dăm multe exemple chiar în acest sens, știți. Anul acesta e 10% în Horeca, la anul e 20, acum e 15% și mai departe. Deci, la fel în ceea ce privește orientarea pe termen lung a guvernului și adaptarea guvernului la schimbări. Avem scoruri destul de proaste în raportul global al competitivității. În general, am menționat că accesul la finanțe poate deja nu mai este o constrângere atât de mare, însă ea există când ne uităm puțin iarăși comparativ cu alte state. Și atunci când ne uităm că comparativ cu alte state din regiune, noi avem niște scoruri, niște valori mai mici în ceea ce privește raportul dintre creditele acordate sector, deci pe intern, care le acordăm business-ului, sectorului privat și produsul intern brut, iarăși vedem că noi aici avem înseamnă probleme. Iar antreprenorii ei răspund în sondajul lor care sunt aceste probleme ce țin de accesul la finanță. Sunt o serie de inclusiv de și proceduri birocratice și de gajuri, evaluarea gajului și așa mai departe. Povara fiscală considerăm noi, sau iarăși bazându-ne pe studiile efectuate, că este înaltă și aceasta iarăși anihilează puțin competitivitatea pe ansamblu a întreprinderii sau produsului. Dacă, eu aici am o părere așa personală, dacă să ne referim la regiune, atunci nu putem spune că povara fiscală în Republica Moldova este chiar atât de înaltă. Aici trebuie să atragem atenție la o subtilitate, că în condițiile în care activăm noi, în care lucrăm noi, deci întreprinderile, business-ul, pentru ei mai mult așa, împovărător sunt impozitele sociale, deci cotizații sociale care sunt plătite. Iată și acum acele măsuri care sunt de a diminua puțin cota impozitelor sociale care trebuie să plătească din fondul salarial, ele sunt benefice pentru întreprinderi. În constrângerile generale pe care am putea noi și iminente, pe care sau așa să le generalizăm în două, trei cuvinte până la urmă pentru competitivitate și pentru depășirea crizei, totuși noi trebuie să atragem atenție în continuare la eficiența instituțiilor și corupție, în continuare la îmbunătății accesul la finanțare, forța de muncă despre care am pomenit, dimensiunea pieței noastre, care desigur își spune cuvântul, și economia neformală. În situații de criză, de război, pandemică, unde statele s-au cam autoizolat fiecare și după puterea și după resursele sale își injectează atâta cât poate pentru susținerea economiei, pentru susținerea business-ului. Eu aș mai adăuga, iarăși de la mine personal, o constrângere iminentă pentru sporirea competitivității noastre, și anume patriotism. În
situațiile de acest gen, poate ar fi cazul să ne mai orientăm puțin la produs autohton. Chiar dacă pe alocuri este mai puțin calitativ, s-ar părea, poate, dacă pe alocuri costă poate mai scump, dar prin manifestarea unui spirit așa civic patriotic, noi am putea ajuta economia locală, am putea ajuta antreprenorii și eu sunt sigur că, iată, depășind și această constrângere, văzând cum lumea alege de pe rafturi produsul made in Moldova, s-ar putea ca să fie dat un impuls și un ajutor foarte mare economiei, dezvoltării țării în ansamblu până la urmă și, desigur, că ameliorarea competitivității produselor și întreprinderilor noastre. Vă mulțumesc și eu pentru atenție și sunt gata să răspundem la întrebări sau să răspundem la anumite comentarii. Vreau doar să menționez că această prezentare pe care am făcut-o astăzi împreună cu domnul academician Belostecnic ține de lansarea în premieră în Academia de Științe a Moldovei a platformei Securitate Economică, Procese Demografice și Migrație. Și se dorește ca pe această platformă cercetători, antreprenori, reprezentanți a societății civile, cu prezența factorilor de decizie, sau mai bine zis, prezentându-le factorilor de decizie, acele propuneri, recomandări, soluții pe diverse probleme, ca până la urmă ei să poată lua niște decizii corecte, argumentate științific. Vă mulțumesc, domnule rector. Încheiem astfel acest eveniment, un eveniment foarte important în viziunea mea, pentru că asistăm la o nouă modalitate de a aduce publicului larg rezultate cercetărilor și în felul acesta, practic, ilustrăm faptul că și în aceste zile destul de dificile, grele, știința este în serviciul societății. Eu vreau să-mi exprim satisfacția în legătură cu faptul că s-a produs lansarea acestei platforme care constituie o oportunitate, într-adevăr, pentru cercetătorii științifici, dar și pentru întreaga societate de a dezbate problemele stringente, problemele majore ale societății și, cel mai important, de a căuta soluții. Iată și rapoartele prezentate de academician Grigore Belostecnic, de membru corespondent Răsăru Țatan, de fapt, au fost astfel de repere care au permis impulsionarea căutării unor soluții și sensibilizarea societății și a factorilor decizii, desigur, pentru a căuta și a reușit cu succes să depășească acele probleme asupra cărora au atras atenția raportorii. Desigur că au fost niște constatări dure, constatări îngrijorătoare, dar ele constituie totodată oportunitatea pentru mobilizarea, pentru căutarea acestor soluții care ne vor ajuta să depășim acele situații dificile în care ne aflăm, nu numai noi, desigur, dar, iată, e foarte important de a reuși să conștientizăm acele vulnerabilități pe care le avem și din cauza pandemiei care ne-a marcat în ultimul timp și, probabil, așa cum rezultă, ne va marca existența și pentru timpul ulterior. Vă mulțumim, încheiem astfel lansarea platformei. Da? E foarte complicat, de fapt, să te conformezi modalități. Da, te-a vorbit nu în fața auditoriului, dar în fața auditoriului virtual.